Oamenii lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare pentru doar câteva clipe și să redeschideți cartea lui Dumnezeu, Biblia, în Noul Testament, la 1 Timotei, epistola scrisă de Sfântul Apostol Pavel, capitolul 2, și vom citi pentru învățătura noastră și pentru slava lui Dumnezeu versetele 8, 9 și 10. 1 Timotei 2, de la versetele 8 până la 10. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se îmbrace în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Amin. Scumpii mei, reocupați-vă locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul Său care ne mângâie, ne încurajează. Mulțumim tuturor celor care slujesc, care se roagă, care postesc. Apreciem unitatea noastră duhovnicească, spirituală, înaintea lui Dumnezeu, ca un grup mare de oameni care ne-am întâlnit aici să ne onorăm Creatorul și să ne pregătim sufletul pentru eternitatea care stă să înceapă și în care noi credem, pentru că așa spune Biblia. În această seară, dragii mei, fiind în contextul anului familiei, vorbim despre familie și despre multe aspecte implicate în familie. În ultimile seri am vorbit despre faptul că soții în familie, ca și bărbați, tați sau soți, se confruntă cu multe riscuri specifice și diferite de soțiile lor. După ce am spus câte ceva despre subiectul acesta, evident că am început să spunem și despre riscurile specifice femeilor. Așa se face că în seara aceasta suntem la gândul acesta. Și vrem să prezentăm Bisericii lui Dumnezeu cuvânt de învățătură despre acest subiect, adică despre riscurile femeilor, riscurile soțiilor. Data trecută am vorbit despre competiție și am spus despre faptul că această competiție este unul dintre marile riscuri cu care se confruntă femeile în calitatea lor de soții. Și în loc să se completeze unul pe altul, ei se întrec, se luptă și intră în competiție unul cu altul. Și lucrul acesta se face din dorința de a prezenta superioritatea lui sau a ei cu orice preț. Familia nu este locul unei lupte, ci este locul unei completări în dragoste. Cine se luptă cu soția sau cu soțul, vor pierde amândoi. Pentru că atunci când barca familiei se scufundă, ei se duc amândoi la fund împreună cu ea. Noi apreciem completarea, nu competiția, și apreciem feminitatea, dar nu feminismul. Noi apreciem supunerea și nu răzvrătirea. Și de asemenea, noi apreciem interdependența, dar nu independența. Interdependent înseamnă că fiecare depinde de celălalt. Dar independența este atitudinea de a nu depinde de nimeni. Și celălalt ar fi bine să te lase în pace, că doar te deranjează. Noi apreciem unitatea, dar nu individualismul. Toate aceste aspecte, completarea, feminitatea, supunerea, interdependența și unitatea, sunt aspecte care întăresc familia, iar celelalte, competiția, feminismul, răzvrătirea, independența și individualismul, sunt atitudini care lovesc în familie și aduc împreună cu ele nefericirea. Oamenii care practică cea de-a doua categorie se plâng că nu sunt fericiți. Dar cum să fie fericită familia care nici măcar ea nu lucrează pentru propria fericire? Trecând peste toate aceste aspecte, am ajuns la cel de-al doilea, pe care nu prea am știut cum să-l numesc, ca să spun tot ceea ce vreau să spun. M-am gândit să-l numesc seducție. Și mi s-a părut prea îndrăsneț.
m-am gândit să-l numesc provocare sau prezentare sau. Și până la urmă l-am numit cu un termen biblic, goliciune. Când spun lucrul acesta, probabil că nu știți ce vreau să spun, dar mă gândesc că nu va fi greu de înțeles după câteva cuvinte pe care le voi spune. Trebuie să spun câte ceva ca o pregătire a acestui subiect, pentru că pregătirea hotărăște ce vom înțelege în sau prin această prezentare. Subiectul acesta poate fi abordat din foarte multe puncte de vedere și îl abordează oamenii dintr-o perspectivă socială, dintr-o perspectivă legalistă, dintr-o perspectivă liberală sau dintr-o perspectivă biblică. Noi nu îl vom aborda decât din perspectiva biblică, fiindcă noi credem că Dumnezeu a proiectat familia și El a realizat-o. El o susține și El o binecuvintează. Noi nu știm cine este Dumnezeu și nici cum este El, decât doar ce ne spune Biblia. De aceea este normal să ne raportăm la Dumnezeu și la ce a făcut El după manualul Său numit Biblia. Dacă îți cumperi o mașinărie, ea este însoțită de o carte tehnică, un manual tehnic, care te învață de cel care a construit-o, cum trebuie să o folosești cu succes și pentru un termen cât mai îndelungat. De aceea, noi nu vom aborda familia din perspectivă psihologică și nici legalistă, fiindcă noi nu suntem legaliști, nici liberală, fiindcă noi nu suntem liberali, noi ne pretindem echilibrați. Vom aborda subiectul acesta din perspectivă biblică. Atunci când vorbim despre lucrul acesta, spunem următorul lucru. Scopul meu în această seară, când vorbesc din Biblie despre haine și despre felul în care oamenii le folosesc bine sau rău, vreau să spun că atunci când Biblia vorbește despre haine, vestimentație înseamnă hainele de pe un om. Asta înseamnă vestimentație. Hainele cu care se îmbracă un om. Vestimentația mea este costum și cravată în această seară. Ei, când Biblia vorbește despre vestimentația unui om, Biblia prezintă principii, nu reguli. Biblia prezintă concepte, nu forme. Adică Biblia spune de ce trebuie să faci așa și așa, nu doar că trebuie să faci așa și așa. Biblia explică. Formele care au fost valabile pe vremea părinților noștri s-ar putea să nu mai fie valabile pe vremea noastră sau pe vremea copiilor noștri, dar conceptele Bibliei sunt veșnice. De aceea, dragii mei, vestimentația nu influențează mântuirea unui om, dar îi influențează în mod abundent mărturia. Dumnezeu nu ne place mai mult dacă ne îmbrăcăm într-un fel sau în altul, nu ne mântuim prin felul în care ne îmbrăcăm, dar mărturia noastră este de oameni serioși sau neserioși și în funcție de cum ne îmbrăcăm. Vom privi la principiile Bibliei despre haine și o să vă rog să vă gândiți la ce vă spun, pentru că dumneavoastră sunteți niște oameni care știți bine ceea ce eu urmează să spun. Noi avem nevoie de o teologie corectă și cu privire la lucrurile legate de mântuire și cu privire la lucrurile de exprimare a mântuirii. Așa că cer atenția dumneavoastră. În urma păcatului pe care Adam și Eva l-au făcut în Eden, s-au întâmplat multe lucruri drept urmări. Unul dintre lucrurile întâmplate este că dintr-o dată ei au descoperit că sunt goi, adică dezbrăcați. Și a apărut în conștiința lor un sentiment, o percepție neîntâlnită până atunci, rușinea. Până atunci nu le-a fost rușine că-s goi, dar dintr-o dată li s-a făcut rușine de goliciunea lor. Și atunci au luat atitudine și atitudinea lor a fost să-și confecționeze din frunze de smochin un șorț sau o cingătoare, spune cingătoare că era numai în zona asta, adică în zona intimă a fiecărui om. Și ei, pentru că s-au descoperit goi și au pus în zona aceasta, Cornilescu spune șorț, sau cingătoare, și mai scurt decât șorțul. Uitați-vă în subsolul paginii să observați că este și sinonimul cingătoare. Și ei au găsit de cuvință să-și acopere
o parte redusă din corpul lor, adică zona intimă, părându-li se că doar aceasta trebuie acoperită. Dumnezeu apare în context și Dumnezeu le face haine din piele care nu le acoperă doar zona intimă, ci le acoperă tot corpul. Și ca să lămurim bine problema aceasta, vreau să vă uitați în Biblie, pentru că nu teologia penticostală, baptistă, liberală sau conservatoare vrem să o predicăm noi. Noi nu predicăm forme, noi predicăm Evanghelia lui Dumnezeu. Ei, cuvântul folosit în Geneza, haine de piele, așa cum spune Biblia, în limba evreiască în care este scris nou Vechiul Testament, este cuvântul ketoneh. Și aceasta înseamnă tunică, haină lungă, robă, o cămașă până la pământ, de aici până aici. Asta înseamnă haine din piele. Ei și-au făcut aici niște haine din frunze. Dumnezeu a mărit dimensiunile hainei, sus le-a urcat până în zona gâtului și jos până în zona încălțămintelor. Așa a făcut Dumnezeu. Omul a crezut că așa trebuie să se îmbrace și astăzi crede tot la fel. Dumnezeu a avut un alt punct de vedere. Umanismul îți va spune dacă ți acoperi partea senzuală a corpului, este suficient. Dacă îți acoperi partea asta, este suficient. Dumnezeu spune, trebuie să ți acoperi corpul. Ei, ca să fie mai clar ce vreau să spun, vreau să fixăm primul principiu pe care vreau să-mi confirmați că acceptați că este un principiu al Bibliei din ce am vorbit până acum. Oamenii și-au făcut haine să-și acopere zona intimă. Dumnezeu le-a făcut haine să le acopere tot corpul. Asta este învățătura experienței din grădina Edenului. Orice cititor al Bibliei înțelege ușor principiul acesta. Eu nu-ți spun forme, cât trebuie să fie rochia, neapărat, ci spun ce a zis Dumnezeu. Dacă vrei să te lași învățat de Dumnezeu, lasă-te învățat. Dacă nu-ți pasă de ce spune Dumnezeu, încă mai ai puțină libertate să faci asta. Apoi, peste tot în Biblie, tunica, adică haine din piele, sau cămașa și mantaua, cele două piese vestimentare ale unui evreu, fie bărbat, fie femeie, a fost vestimentația oamenilor de atunci. Hainele femeilor erau până la pământ, până aici. Hainele bărbaților erau până sub genunchi. Hainele soldaților erau până deasupra genunchiului și e ușor de înțeles de ce, să nu se împiedice în ele. Acestea erau cele trei lungimi, cele trei mărimi, size-uri de haine din vremea aceea, scurt și cuprinzător. Care este rolul hainelor în Biblie? Biblia este singura autoritate pe care vrem să o folosim în această seară. Nu ne interesează conservatorismul românesc și nici liberalismul american. Nu ne interesează legalismul și formalismul cuiva. Singurul care are dreptul să ne învețe în lucruri mari și în lucruri mici este Dumnezeu, iar de la El avem o singură carte numită Biblia. Citind în ea, învățăm că rolul hainelor este următorul. 1. Să ne încălzească. Ne încălzesc hainele? Evident. 2. Să ne acopere. Toți suntem acoperiți. 3. Să ne deosebească. Adică ce se deosebească? Printre altele, bărbații de femei. Atunci când spun lucrul acesta, spun că în Biblie preoții aveau haine specifice. Citiți Exod 28 și veți constata că preoții aveau niște haine pe care nu le mai purta nimeni. Numai ei le purtau. Printre altele aveau izmene. Indispensabili. Pentru că atunci când intră înaintea lui Dumnezeu să nu li se ridice haina și să se vadă prea mult din picior. Biblia spune să nu se vadă goliciunea ca să nu-i omoare Domnul. Astăzi oamenii se descoperă mult mai mult decât preoții de atunci și nu mai au nicio teamă, nicio rușine și niciun respect. Se întrec femeile în a-și arăta lucruri care ar trebui să le vadă doar soțul.
Să nu vă supărați pe modul de a prezenta subiectul acesta, dar dacă fac un lucru, permiteți-mi să-l fac așa cum e făcut în Biblie. Atunci când vorbim despre deosebire, constatăm că și profeții aveau haine specifice. Vă aduceți aminte de Ilie? Dar de Ioan Botezătorul. Citiți în carte, 2 împărați 1 cu 8 și Matei 3 cu 4. Regii aveau haine specifice. Hristos spune, păi regii se îmbracă în haine moi. Cum sunt hainele moi? De mătase? De catifea? Fecioarele aveau haine specifice, ca să fie deosebite de femei. Da? Da! N-ați citit în Biblie? Mai mult de atât, văduvele aveau haine specifice. De ce? Ca să știe că asemenea fecioarelor nu au bărbat. Au avut, dar a murit. M-am gândit ce cuvânt să folosesc pentru ceea ce Biblia spune curvă. Și am zis să folosesc prostituate ca să înțeleagă și tinerii mai bine. Și probabil că sună puțin mai acceptabil, deși se referă la aceeași categorie de femei. Nu știu cum să-l numesc mai delicat, dar e așa de urât cuvântul încât nu poți să-l numești delicat. Când cineva moare, oricum ai spune, oricât de frumos ai exprima asta, e la fel de dureros. Și am să vă dau câteva exemple. Oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să știm de ce pastorul vine și spune unei femei care vine să se închine în adunare că o rochie care e mai sus de genunchi vorbește despre o femeie neîmplinită, o femeie care cere atenție și valoare și o femeie care vrea să arate ceva ce nu-i de arătat. Sau o goliciune prea mare a mâinilor, a gâtului, a spatelor. Sigur, noi trăim într-o lume în care să spui lucrurile astea ești ridicol, dar pe mine nu mă interesează lumea. Eu sunt un predicator al Evangheliei lui Dumnezeu și am să predic din Scriptură. Și nu vreau să-ți spun despre rochie că îmi vei spune că așa e la români. Biblia aceasta n-au scris-o românii. Uite-te, te rog, aici. Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, uitați că văduvele aveau haine, haine specifice mă refer, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat cu alte haine și a stat jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna. Și cu roșu scrie, Iuda a văzut-o și a luat-o drept o curvă. După ce a crezut că este o prostituată, ascultați-mă, după haine. Și încă ceva, în Proverbe 7 cu 10 Biblia spune așa, trecea un bărbat pe la o intersecție și dintr-o dată i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă. Știu că în biserică pare agresiv limbajul acesta. Ascultați-mă, știți de ce? Pentru că dăm prea multă valoare umanismului și prea puțină valoare divinității. Nu-i rușine să spui că un om își permite să fie așa. Biblia ne spune că există o categorie de femei care se îmbracă ca niște prostituate, indiferent dacă sunt prostituate sau nu. Scriptura ne spune că există o vestimentație specifică prostituatelor. Și o femeie îmbrăcată ca o prostituată, nu știm sigur dacă era sau nu, i-a alergat înainte acestui bărbat. Principiul numărul 2. Rolul vestimentației este să îmbrace, nu să dezbrace. Există un mod de a te îmbrăca încât te dezbraci. Adică te îmbraci atât de sumar încât ori cu aia, ori fără aia, cam tot acolo ești. Rolul vestimentației este să îmbrace, nu să dezbrace și nici să provoace. Dacă o femeie își permite, și de asemenea un bărbat, își permite să se îmbrace cu motivația să atragă privirile cuiva, să devină interesantă și să întoarcă privirile cuiva, atunci ascultați-mă, femeia aceasta se numește nici mai mult, nici mai puțin decât cu citim în Scriptură. Așa spune Dumnezeu. Care este mesajul hainelor în Biblie? Reluăm cuvintele pe care le-am citit și afirmăm faptul că specialiștii în psihologie spun că între 65% și 75% comunicarea se face pe cale non-verbală, adică fără cuvinte. De multe ori, oamenii mint prin cuvinte, dar nu pot minți non-verbal. Mimica feței, faptul că se înroșesc la față când mint, atitudine, felul în care se îmbracă, toate acestea
sunt limbaj fără cuvinte. Când oamenii mint, pot minți cu cuvinte ușor, dar fără cuvinte se candă de gol. N-ați văzut că se uită într-o parte când te minte, n-are curaj să te privească în ochi. Nu te poate minți cu mimica feței. Dar prin cuvinte spune, da, așa este, crede-mă pe cuvântul meu. Să nu spun și alte blesteme și înjurături pe care le folosesc unii. Vestimentația unei persoane spune mult despre o persoană. Așa ne spune Biblia. Biblia ne spune că o prostituată o vei cunoaște după felul în care se îmbracă. Că ele n-au ecuson, dar au un fel de a se îmbrăca. Și după îmbrăcăminte o cunoști. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Încă o dată recitesc. S-a îmbrăcat într-un fel încât socrul ei, care nu știa că este nora lui Tamar, a luat-o drept o prostituată. Ea stătea pe un drum care mergea spre pustie și cam acolo stăteau femei de teapă aceasta. Și din nou Proverbe 7:10, pe care nu-l mai citesc. Însă am să vă citesc altceva. Pentru că, dar doar pentru că fiicele Sionului, nu scrie fiii Sionului, pentru că fiicele Sionului sunt mândre, tot ce este cu roșu are legătură cu ce spun eu. Umblă cu gâtul întins. Apropo, felul în care o persoană înclină capul are un mesaj senzual pentru cine o vede. Orice un adult știe asta. Dar să trecem peste lucrul ăsta. Au priviri pofticioase. Pășesc mărunțel. Dar de ce pășesc mărunțel? De ce nu pășesc normal? Să nu intrăm în toate amănuntele. Zornăiesc cu verigile de la picior. Zornă înseamnă că se lovesc metalele una de alta și fac zgomot. Zâng, 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 zâng. Și Domnul în ziua aceea va scoate verigile care le slujeau ca podoabe la picioare, sorișorii și lunișoarele, cerceii și brățările, măhramele, legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și de la brâie, cutiile cu miresme și băierele de scântecelor, inelele și verigile din nas. Și mai departe, hainele de sărbătoare și cămășile cele lungi, mantiile și pungile, oglinzile și cămășile subțiri, turbanele și mahramele ușoare. Și atunci când Domnul le va scoate, Domnul va face niște schimbări. Nu le va face pastorul și nici comitetul bisericii. Le va face Dumnezeu, care are autoritate peste muritori. Și uitați ce va schimba Dumnezeu. Dumnezeu, în loc de miros plăcut, le va da putoare. Putoare înseamnă că miroase de nu poți să stai. Îți vine rău. De asemenea, în loc de brâu, le va da o funie. În loc de păr încrețit, le va face capul pleșuv. În loc de mantie lungă, le va da un sac strâmt. Și în loc de frumusețe, le va da un semn de înfierare. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 3. În Noul Testament, apostolii se adresează numai femeilor în legătură cu vestimentația și cu atitudinile specifice. Și uitați ce spune cuvântul. Pavel scrie lui Timotei, mai tânărul său ucenic, care era pastor în Efes, un pastor tânăr. Și Pavel îi spune la acest tânăr pastor următoarele cuvinte. Femeile vreau să se îmbrace în chip, în manieră, în mod cuvincios. De ce nu spune să se îmbrace bărbații în chip cuvincios? Asta nu înseamnă că bărbații se pot îmbrăca oricum. Evident, nu. Să se îmbrace cu rușine și să se îmbrace cu sfială, nu cu. Și începe să spună nu cum. Nu cu împletituri de păr, nu cu aur, nu cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Și de asemenea Petru vine și el și are un sfat pentru femei și mai târziu pentru bărbați. Dar referindu-ne la femei, îl citim doar pe acesta. Podoaba femeilor, podoaba voastră, să nu fie cea de afară, ci podoaba, adică podoaba de împletire a părului, de purtarea de scule de aur, îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, să fie podoaba interioară, nu exterioară, care este nepieritoare în fața lui Dumnezeu, un duc liniștit, pentru că în maniera asta s-au îmbrăcat femeile pe care Dumnezeu le-a apreciat în vechime. Principiul numărul 3. O femeie vlavioasă
nu-și va permite să se îmbrace indecent, riscând să fie luată drept ușuratică, să nu spun cuvântul cu pricina. O femeie serioasă nu-și va permite să se îmbrace într-un fel încât oamenii văzând-o să spună Mergând mai departe, vreau să vă aduc aminte că în anul 1786, un mare predicator despre care am auzit cu toții, într-o predică numită Despre haine, uitați că și John Wesley a predicat despre haine, el a spus câteva principii. 1. Hainele scumpe trezesc mândria și o fac să crească. Să nu-mi răspundeți, dar vă întreb, așa, răspundeți-vă în minte, credeți că e adevărat sau nu? 2. Hainele scumpe produc și cresc dorința să fie apreciat. El cam a vrut să spună că unul dintre motivele pentru care te îmbraci așa, tocmai ăsta este. Produc lăcomie și pasiuni tulburătoare. Generează aprinderea poftei sexuale. Și demonstrează o administrare irresponsabilă a veniturilor. Pentru că în loc să îl îmbraci pe un sărac, cumperi o haină la preț de 3. Păi ce afacere e asta? Cine te pune să cumperi o singură haină la un preț de 3 haine? De ce nu cumperi 3 haine pe banii ăia, una sau două pentru matale și una pentru un sărac? Wesley a avut părerea asta, mai o au mulți și astăzi. Și cred că e o părere echilibrată în perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Vestimentația indecentă a unei femei este ispititoare pentru bărbați. Uitați ce spune Biblia. Biblia spune că nicăieri imoralitatea unui bărbat nu este asociată cu vestimentația lui. Nicăieri în Biblie nu scrie un bărbat era îmbrăcat ca un curvar. Pentru că atitudinea imorală a unui bărbat nu se vede din haine, dar atitudinea imorală a unei femei se vede din haine. Nu veți întâlni o femeie imorală îmbrăcată într-un fel să nu vă dați seama că este imorală. Dar credeți-mă că bărbații imorali se îmbracă, aveți impresia că sunt director de uzină, nu imorali. Atunci când citim în Biblie, mai citim și următorul lucru. Numai unei femei îi se poate reproșa că vestimentația ei este provocatoare. Cum ar trebui să se îmbrace un bărbat să fie provocator îmbrăcat? Cum ar trebui să fie îmbrăcat un bărbat ca să fie ispititor? Ați auzit vreodată că un bărbat s-a îmbrăcat ispititor? Dar ademenitor, dar seducător. Citiți în Proverbe 7, tot capitolul, că vorbește despre mașinăria seducătoare a unei femei. Și Scriptura spune următorul lucru. Bărbatul este o victimă păcătoasă, doar. Și uitați ce zice Biblia. Ori și cine se uită la o femeie. Biblia nu spune dacă femeia e așa sau așa. Și spune doar o femeie. Ca să o poftească, a și prea curvit cu ea. Acum vreau să vă întreb. Câte șanse are un bărbat să poftească o femeie decent îmbrăcată? Și câte șanse are același bărbat să poftească o altă femeie care este îmbrăcată foarte indecent? Puteți să fiți obiectivi cu răspunsul la întrebarea pe care v-am pus-o? Dacă vedeți două femei că merg una lângă alta, dumneavoastră ce ziceți? Un bărbat va fi tentat să se uite după aceea care e îmbrăcată obișnuit, cu minte și decent, sau după aceea care are o bucățică dintr-o fustă și o bucățică dintr-o bluză? Scurt aici, scurt aici și aici rămas locul gol. Ce ziceți? După care se va uita? Sunteți oameni mari, scumpii mei. Haideți să ne gândim după inima lui Dumnezeu și să vorbim ca niște oameni mari. Suntem în biserică, acolo unde se vorbește despre Dumnezeu și despre oamenii lui Dumnezeu. Suntem într-un loc care este casa lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu trebuie să se vorbească despre gusturile lui. N-avem niciun drept să-l scoatem afară din casa aceasta și să ne facem de cap. Suntem obligați, pentru că este creatorul nostru, să spunem ce îi place și ce nu-i place. Și dincolo de asta, fiecare ființă umană are dreptul să-L onoreze împlinindu-I voia sau luptându-se cu El până când va pune mâinile pe piept.
și restul eternității va plăti prețul. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, îl dăm exemplu pe David. Imaginați-vă împăratul David, un om după inima lui Dumnezeu, un om care a compus cântări ca nimeni altul, un mare viteaz, un om după inima lui Dumnezeu. Iese într-o zi și se urcă pe acoperiș, acoperitul plat, flat. Și se urcă pe acoperiș și lângă palatul lui, pe unde trecea pârâu, o femeie goală își făcea baie. Acum eu vă pun o întrebare. Mă, oameni buni, din toată pustia aia, această doamnă numită Batșeba n-a mai avut unde să se dezbrace decât sub fereastra împăratului? Nu cumva a sperat să iasă împăratul afară și să o vadă așa? Deci o femeie serioasă se dezbracă lângă casa unui om? Nu te duci într-un loc unde nu-i nimeni? Ba da, dar asta de ce a venit chiar lângă palatul împăratului? Biblia nu spune de ce, numai imaginația noastră poate să se ducă în toate părțile. Dar când vorbim despre asta, spunem următoarele lucruri. David, pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit acolo o femeie care se scălda și era foarte frumoasă la chip. Vă dați seama cât de aproape era de el, că n-avea binoclu pe vremea aia, David. Cât de aproape era de ea încât a putut să o vadă că e frumoasă. Așa de aproape s-a scăldat de casa împăratului încât ai avut impresia că a făcut-o intenționat. Mai că n-ai încotro. Și ce se întâmplă? David îi spune unui soldat. David n-a fost un om imoral. David a fost unul dintre cei mai mari bărbați care și-a închinat viața Domnului. Și în clipa aceea, inima lui de bărbat, sub presiunea hormonală datorată imaginilor pe care le-a văzut, pur și simplu pentru o clipă a gândit cu inima și a trimis un soldat să o cheme, să o ia. S-a culcat cu ea și Dumnezeu s-a supărat. Vă întreb, dacă trecea Batșeba îmbrăcată pe lângă casa lui, trimitea soldatul să o cheme? Era David un imoral și un curvar să cheme pe orice femeie care trecea pe lângă casa lui? Sau a demenit de frumusețea și goliciunea ei pentru un moment și a pierdut mințile? Sunteți oameni mari, gândiți cinstit. Principiul numărul 4, caracterul unei femei evlavioase se va reflecta și în vestimentația ei. Fraților, dacă mănânci cu un om bolnav, el poate să spună că nu-i bolnav, dar din cum mănâncă, cât mănâncă și ce mănâncă, îți dai seama că ceva nu-i bine cu ăsta. Nu? Îi spui, bă, dar tu nu te văd bine, dar dacă așa mănânci și atât mănânci și asta mănânci, cu sălătica asta, fratele meu, ceva nu-i bine cu tine, pe tine trebuie să te doară stomacul. Și el spune, da, am avut operație de ulcer alalte, acum înțeleg de ce, doar o supică, normal, bărbat în toată firea să mănânci doar o supică, dar dacă ești bolnav de ulcer, cam o supică mănânci doar, nu-ți permis să mănânci mititei și alte treburi. După o jumătate de an, da, îl cunoști pe om dacă e bolnav sau sănătos după multe lucruri? Evident. Caracterul unei femei evlavioase se va reflecta și în felul în care se îmbracă. De asemenea, o femeie serioasă nu are niciun motiv să se îmbrace ispititor. Ea are soț acasă, ea e o femeie liniștită, o femeie împlinită, o femeie satisfăcută, o femeie bucuroasă. Ea nu are niciun motiv să pună pe piață lucruri care aparțin soțului ei. Nici vorbă! Ea nu-și trădează bărbatul în niciun fel. Ea nu provoacă bărbații în niciun fel. O femeie serioasă se îmbracă ca o femeie serioasă. Acesta este principiul. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul dintre acești micuți, care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie aruncată în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care va veni prilejul de păcătuire. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l și leapă-l de la tine. E mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare și să fii
aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, observați că vorbește și despre cel care ispitește și despre cel care se lasă ispitit. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și lapă-l de la tine. Asta înseamnă că dacă o vezi, nu te uita la ea, că asemenea lui David o să gândești cu inima și ești gata. Leapă-l de la tine, că e mai bine să intri în viață fără un ochi decât să ai amândoi ochii și să nu intri în viață. Înțelegând mesajul atitudinii și al vestimentației, bărbații reacționează. De ce? Dragii mei, la vârsta aceasta noi știm următorul lucru. Bărbații sunt persoanele stimulate prin vedere. Femeile sunt persoanele stimulate prin atingere. Nu intru în amănunte pentru că e un loc public, avem aici copiii noștri cu noi și vorbesc doar ce se poate vorbi la nivelul public. Dar bărbații sunt ființele care sunt stimulate prin vedere. Ochiul unui bărbat duce mesajul la creier și pentru că are funcții pe care femeia nu le are, pentru că alea sunt funcții pentru a fi soț cu soția ta, nu în calitate de bărbat cu oricine, atunci dintr-o dată el ajunge la nivelul acesta. Ei, de aceea el ia atitudine. Când vede, când îi se oferă mesajul acesta, el reacționează. Și care este reacția? Inițiativa. Și care este inițiativa? Păi Adam a avut inițiativa, nu Eva. Păi Iacov a avut inițiativa, nu Rahela. Păi Samson a avut inițiativa, nu femeia aceea. Păi Amnon a avut inițiativa, nu Tamar. Păi David a avut inițiativa, nu Batseba. Ea doar s-a dus să se scalde. Vestimentația indecentă a unei femei este ispititoare pentru bărbați și vestimentația indecentă în general este ofensatoare pentru Dumnezeu. Și acum citim din Exod. Uitați ce spune Biblia. Să nu te sui la altarul meu pe trepte ca să nu ți se vadă goliciunea înaintea lui Dumnezeu. Fraților, dacă cineva se urcă pe trepte și se urcă mai mult și mai mult și mai mult și dumneavoastră rămâneți jos, de jos în sus, nu e așa că se vede ce nu se vede de la orizontal? Și Domnul a spus, preoții să-și ia izmene, să nu vadă Dumnezeu goliciunea omului, că este creator. Câtă lipsă de rușine trebuie să aibă o femeie care citește Biblia? Și nu numai o femeie, dar în mod deosebit o femeie care pur și simplu vine înaintea lui Dumnezeu și spune că hainele nu contează. Nu contează hainele, nu? Dar ce contează? Inima. Dar felul în care te îmbraci de unde iese? Din rinichi? Nu spune Biblia că din inimă ies toate? Nu spune Biblia că din inimă ies vorbele, atitudinile, intențiile, gândurile? Oameni buni, felul în care se îmbracă o persoană când se uită în oglindă iese din inima lui, adică din conștiința lui. Fiii lui Aron, fiilor lui Aron, să le faci tunici. Ce? Tunici. Ce sunt tunicile? Tunicile sunt hainele din piele. Ceea ce spuneam la început. Să le faci brâie, să le faci cu fii și așa mai departe, dar ne oprim la scrisul cu roșu. Fă-le izmene de in, ca să-și acopere goliciunea. De unde? De la brâu în jos. Ești un om în toată firea. Înțelegi ce spune Evanghelia lui Dumnezeu? Poate vei râde de mine sau de alt pastor care îți va spune o regulă, nu mai purta fusta așa, pune-ți mânecă la bluză, lasă decolteul ăla să fie în așa fel încât să nu ți se vadă ce nu e de văzut. Alea-s chestiune ale soțului, nu e ale, ale publicului larg. Dar nu spun despre lucrurile astea, spun despre Evanghelia lui Dumnezeu. Indiferent că ești din America sau România, e o singură carte pe care a trimis-o Dumnezeu oamenilor. Poftim! Și Scriptura continuă. Le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii. Întâlnire cu cine? Întâlnire cu Dumnezeu din ceruri. Știi că în locul ăsta te întâlnești cu Dumnezeu? Știi că în locul ăsta te întâlnești cu Dumnezeu? Știi că această casă este casa Lui? Știi că ești musafirul lui Dumnezeu? Știi că se uită pe dinăuntru și pe din afară? Cum te îmbraci pe din afară nu te mântuiește, dar demonstrează mântuirea, maturitatea și mărturia. Știi lucrul acesta? Și Biblia continuă.
Și ne spune următorul lucru: sau când se vor apropia de altar. Este acesta altarul? Este acesta altarul? Noi ne lăsăm copiii să vină să se joace aici. Ascultați-mă, nu suntem pe drumul cel bun. Cât puteți, aveți grijă să nu se întâmple asta. Nu pentru că dacă s-ar atinge cineva de amvon s-ar întâmpla ceva, dar este semnul nostru de respect pentru zona de unde se repetă cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta trădează ce credem noi despre acest cuvânt care se repetă de la acest amvon. Nu pentru că lemnul ăsta este sfânt, nici vorbă. Scriptura spune: astfel ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Vrei să nu fii vinovat? Privește lucrurile din perspectiva Bibliei, nu din perspectiva liberalismului care domină vremea asta. Oamenii caută biserici liberale ca să le îngăduie liberalismele din inima lor. Fraților, rolul nostru nu este să judecăm bisericile și nici pastorii și nici doctrinele nimănui. Rolul nostru este să rostim, să afirmăm, să reafirmăm cuvintele care au ieșit din gura lui Dumnezeu. Pentru că avem siguranța, dacă vom reafirma cuvintele ieșite din gura lui Dumnezeu și vom trăi în contextul acestor cuvinte, într-o zi, n-am de unde să știu când, dar știu că într-o zi, El își va deschide gura, se va uita la mine și la dumneata și va spune: rob bun și credincios, vino. Toată viața mea n-am câștigat nimic. Am muncit pentru bani pe care i-am dat pe pâine, pe pantofi, pe salam și pe altele. Dacă îmi voi pierde sufletul, cu ce rămân? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Când vorbim despre haine, nu trebuie să vorbim că la biserica aia sau la biserica aia. Pe noi nu ne interesează de nicio biserică. Nici nu ne interesează de tendința cuiva. Pe noi ne interesează să avem o perspectivă biblică a fenomenului vestimentar, adică a felului în care ne îmbrăcăm, și trebuie să privim în maniera aceasta problema hainelor, nu într-un mod legalist. Păi până aici sau până aici, că o să vin eu cu ruleta să măsor. Ascultă-mă, ruleta e oglinda în care te uiți când pleci la biserică. Crezi că oamenii care te văd nu-și fac o părere despre ce ai în inimă când îți văd îmbrăcămintea? Sunteți fete tinere, sunteți copii, adolescenți și tinere. Așa să vă îmbrăcați încât binecuvântarea celui prea înalt să fie peste tinerețea voastră. Când vă veți alege un băiat să vă căsătoriți, să fie omul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru voi. Să fiți fete care atunci când veți deveni femei veți naște și veți naște copii sănătoși. Să fiți binecuvântate de Domnul. Nu vă îmbrăcați după cum vă învață Hollywood. Nu, nu, oamenii de acolo sunt plini de patimi și ei vor să facă bani. Ei își impun moda. Uitați-vă la aceste versete, duceți-vă acasă și încercați voi să le interpretați. Dacă eu nu știu să le interpretez, du-te acasă, roagă-te și încearcă să le înțelegi. Și dacă vei înțelege diferit de mine, atunci vino la mine și spune: pastorul Luigi, vino să spun că tu nu ai înțeles bine. Aceasta este Evanghelia lui Iisus Hristos. În America și în România. Nu trebuie să mă uit eu și să spun că ai fusta prea scurtă sau bluza prea decoltată sau fără mânecă. De ce trebuie neapărat să-ți arăți mai mult din corp? De ce? De ce crezi că e important pentru mine să văd treaba asta? De ce? De ce crezi asta? De ce? Și de ce îmi spui că ai dreptul să faci lucrul ăsta? Eu știam că Iisus este stăpânul, nu tu. Aș vrea să ne oprim aici și dacă vom trăi și vom mai fi în viață, vom mai continua. Însă ne oprim acum pentru că s-a epuizat timpul nostru convențional și în seara aceasta mi-am luat îndrăzneala să mă adresez adunării, pentru că sunteți frații mei și pentru că adunarea lui Dumnezeu trebuie să fie informată despre voia lui Dumnezeu din carte și cu privire la acest fenomen. Nu am vrut să vin în fața dumneavoastră cu reguli și cu legi,
ci am vrut să vă pun în față principiile lui Dumnezeu și istoria vestimentației în Biblie, de la primii oameni cu intenția lor de a fi golași și Dumnezeu le-a spus nu-i bine, până la vremurile actuale, unde oamenii se îmbracă ca să se dezbrace. În această seară vreau să vă spun, pentru faptul că sunteți aici, eu știu că îl respectați pe Dumnezeu, dar să știți că îl puteți respecta greșit dacă nu cunoașteți voia lui din Biblie. Dacă nu cunoști un om, s-ar putea să-i duci un cadou care nu-i place, dar dacă îi faci un cadou soției, știi ce îi place și ce nu-i place, că o cunoști. Trebuie să-l cunoști pe Dumnezeu ca să știi ce cadou îi place. Iar cadoul care îi place lui Dumnezeu este o inimă smerită, ascultare și credincioșie. Te rog în această seară că ești fratele meu mai tânăr sau mai bătrân și ești sora mea mai tânără sau mai bătrână. Te rog să te lași călăuzit de cuvântul acesta. Lasă predica la o parte, lasă-mă pe mine în spate, lasă-mă în spate. Și uită-te la cuvintele la care te-ai uitat cu ochii dumitale, că aceste cuvinte într-o zi vor fi martore că cineva și-a făcut timp să-ți aducă aminte că lui Dumnezeu nu-i place goliciunea, ci îi place smerenia, echilibru și decența. Vă chem să ne rugăm ca niște oameni care am trecut prin viață, ca niște oameni care ne-am convins de răutatea inimii omenești și de harul lui Dumnezeu care ne oferă viața veșnică. Și stând în fața lui Dumnezeu, bărbați și femei, tineri și bătrâni, să ne rugăm ce credem că este de cuvință să ne rugăm. Vă invit să ne ridicăm.